Vreau să vă întreb, băieți, ce ați mai muncit acolo în studio la voi? Câte n-am muncit. Zi, am avut, mulțumesc. Am avut zile în care am stat și 6 ore în studio cu Edi, adică, da. Am toate piesele pe care le veți auzi de la muzică, de la atelier, aproape toate. Nu chiar, cel puțin jumătate. Piesele de grup. Da, cel puțin piesele de grup sunt trase în studio cu mine, cu Edi și cu Ioana Mănărcescu, care a trebuit să plece din tabără. Am fost permanent acolo. Am petrecut fiecare zi, da, o grămadă de ore, exact, în studio și... Știm drumul până la studio și cu ochii închiși să-l facem, adică e ok. Și zi, pentru actorie, pentru foto, video, le-ai făcut pe toate. Da, le-am făcut pe toate. Da, și cum v-ați simțit? Să cântăm pe scenă? Excepțional. Da. Foarte fain. Dar să o produceți, cum v-ați simțit? Să o produceți. Să producem piesa. A fost cam complicățel. Etape. Da, a fost cam complicățel. Procesul e cam lung de producția unei piese. Da, oarecum a fost scurt, că am făcut-o foarte rapid. Da, am făcut-o foarte rapid și da. Eu mă bucur că v-ați simțit bine împreună și încă un rând de aplauze. Chiar meritați. Mulțumim mult. Mulțumim.